Bine ați venit! Iată-ne la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. Vă reamintesc, educația economico-financiară este unul dintre tipurile de educații foarte importante. Să începem! Veniturile și cheltuielile personale sunt foarte, foarte importante în viața oricărui tânăr. Veniturile adolescenților sunt puține, dar hai să le cunoaștem mai bine. Alocația, banii de buzunar, dar și micile câștiguri fac diferența, nu-i așa? Voi ce credeți? Acum să trecem la cheltuieli. Sunt foarte multe și cu cât le cunoaștem mai bine, cu atât va fi mai bine. Recunoașteți aceste cheltuieli? Le puteți detalia? Să facem precizarea că pentru nevoi se recomandă ca 50% din venituri să fie alocate. În schimb, pentru dorințe, cifra e mai mică. Consum sau economisire? Voi ce ziceți de aceste două cuvinte cheie? Cheltuielile neașteptate pot fi o surpriză plăcută sau neplăcută? Și acum, haideți să analizăm cu atenție ce legătură există între bugetul familiei și bugetul nostru personal. Evident că familia are o mulțime de cheltuieli cu alimentele, cu vestimentația, cu întreținerea locuinței, cu transportul și noi așa ne mai place să mergem și la spectacole. În schimb, toate acestea nu pot fi efectuate dacă nu există venit. Și cu cât le planificăm mai bine, cu atât este mai bine. Deci, salarii, pensii, alocații, burse și de ce nu vânzări și chirii sau chiar dobânzi. Asta dacă economisim cu atenție și cu grijă în fiecare lună. Nu uitați! Pentru a avea bunăstare, trebuie ca în fiecare lună diferența dintre venituri și cheltuieli să fie pozitivă. De ce nu? Unul în buzunar, altul în pușculiță. E o formă interesantă de a economisi. Nu-i așa? Unul dintre sfaturile cele mai des întâlnite este de gestionarea banilor. Dar haide să întocmim un buget. Să vedem, putem să echilibrăm partea dintre venituri și cheltuieli? Evident că ne punem întrebarea care este suma veniturilor voastre. Hai să le calculăm. Alocație plus bani de buzunar plus burse plus, adăugați voi mai departe și spuneți ce sumă ați obținut. E mare sau mică? Și acum cheltuielile nu trebuie să depășească veniturile. Așa că dacă descoperim că suma e mai mare, va trebui să mai reducem câteva sau chiar să tăiem. Hai să calculăm cu atenție. Ați reușit? Oricum, după acest videoclip sunt convins că veți reuși mult mai bine. Atunci când veți planifica bugetul. Și acum iată sfaturile pe care vreau să insist. Învață să trăiești mai conștient. Învață să economisești acolo unde se poate. Și nu uita. Așa cum ne hidratăm, așa trebuie să petrecem timp cu cei dragi și nu în ultimul rând să învățăm să punem bani deoparte. Când ceva scade, o anumită cheltuială, altceva sporește. Trebuie doar să avem ochii deschiși ca să vedem ce anume ar putea crește. De obicei, asta ne dorim pentru satisfacerea unei dorințe. Să recapitulăm. Banii sau veniturile sunt? Nevoile și dorințele sunt? Sau nu sunt diferite? E important să cheltuim sau să economisim? Bugetul personal este alcătuit din? Și mai ales din. Ok,
cred că vă descurcați. Dacă ați fost atenți, cu siguranță asta se va întâmpla. Mulțumim pentru atenție și vă aștept la un nou videoclip în vremea ce o să vin. La revedere!